conversație ocazională ce a avut loc în vara anului 1950 va fi actul de naștere al așa numitului paradox Fermi. Celebra discuție are loc între fizicienii Enrico Fermi, Edward Teller, Herbert York și Emil Konopinski. În timp ce serveau masa de prânz, fizicienii au discutat despre rapoartele emise privind aparițiile unor OZN-uri și posibilitatea călătoriei în spațiul extraterestru cu o viteză similară cu cea a luminii. Conversația s-a îndreptat apoi către alte subiecte, până când Fermi, în timpul prânzului, a întrebat brusc: unde sunt ei? Laureat al Premiului Nobel pentru fizică în anul 1938, fizicianul Enrico Fermi emigrează în Statele Unite ale Americii împreună cu familia, unde își va pune serios amprenta în anii următori asupra unor proiecte importante. În anul 1950, Fermi susține o conferință în care lansează problematica existenței extraterestre. Există ei oare? Și dacă da, unde sunt? De ce nu putem intra în contact cu ei? Conform ipotezei sale, unei civilizații îi sunt necesari aproximativ 100 de milioane de ani pentru a ajunge la un nivel tehnologic suficient de avansat pentru a zbura în spațiul cosmic cu viteza luminii. Galaxia în care ne aflăm, Calea Lactee, s-a format acum 10 miliarde de ani. În urma unui calcul matematic simplu, dacă ar fi să ținem cont de ipoteza menționată anterior, ar trebui să existe cel puțin 100 de civilizații care au atins deja astfel de performanțe. Au existat de-a lungul timpului multe răspunsuri la paradoxul lui Fermi, mulți oameni de știință susținând teoria conform căreia omenirea este captivă într-o simulare de tip informatic. Suntem pur și simplu captivi pe propria noastră planetă, iar călătoriile în univers sunt un vis destul de îndepărtat. În aceste condiții apar întrebări extrem de logice privind realismul proiectelor de a ajunge pe planeta Marte. Au ajuns americanii oare cu adevărat pe Lună? Mulți oameni de știință sugerează că civilizațiile asemănătoare nouă sunt mult prea departe în univers pentru ca vreodată să se poată produce contactul. De exemplu, dacă o civilizație extraterestră s-a dezvoltat pe o anumită planetă dintr-o altă galaxie, atunci e nevoie de o călătorie de câteva sute de ani lumină pentru ca acest contact să se producă. Chiar dacă tehnologia ar avansa foarte mult, șansele ca această călătorie să fie posibilă vor fi extrem de mici. Un alt răspuns la întrebările lansate de Fermi este teoria grădinii zoologice. A fost lansată pentru prima dată prin anii 70. Teoria este una foarte plauzibilă și spune că extratereștrii refuză în mod deliberat contactul cu oamenii. Motivul? Diferențele majore de percepție și inteligență între speciile extraterestre și oameni. Decalajul prea mare între ei și noi. Înțelegerea diferită a acelorași lucruri. Dacă extraterestrii au ajuns până la Terra, înseamnă că dispun de tehnologie extrem de avansată, ceea ce înseamnă că sunt foarte avansați și din punct de vedere intelectual. Ei bine, această diferență ar produce dezechilibre majore atunci când cele două civilizații s-ar întâlni. Să luăm de exemplu civilizațiile din America de Sud, după ce au luat contactul cu europenii. Într-un trist final, civilizația mai puțin avansată tehnologic a intrat în colaps pentru că a fost nevoită să se alinieze celei mai avansate. Din acest motiv, locuitorii altor lumi nu doresc contactul și interacțiunea cu noi. Mai mult, există destule indicii că aceștia ne protejează planeta pentru ca omul să se dezvolte în ritmul său. Oamenii de știință au comparat Terra cu o grădină zoologică sau, dacă termenul vi se pare puțin jignitor, cu o rezervație naturală în care noi, oamenii, ne ducem propria viață fără a avea contact cu exteriorul. În acest fel, omul este urmărit de sus și lăsat să parcurgă toate etapele dezvoltării într-un ritm considerat adecvat.
La prima vedere, această teorie pare foarte plauzibilă, dar dacă privim textele antice, apar alte semne de întrebare. Apar fisuri în teoria prezentată anterior. De ce în trecut extratereștrii și-au făcut simțită prezența în diversele culturi de pe Terra, iar acum refuză în mod deliberat să ne întâlnească? Este omul actual mai puțin inteligent decât cel de acum câteva mii de ani? Cu siguranță există răspunsuri și la aceste întrebări, dar momentan omul nu le-a găsit. În anul 2018, omul de știință rus Alexander Berezin publică un articol intitulat Prima intrare, ultima ieșire, în care susține că este dificil să admitem că nu există forme de viață inteligentă în galaxia noastră. Berezin sugera că omenirea nu are capacitatea și nici mijloacele tehnice necesare pentru a detecta și a intra în contact cu forme inteligente de viață din spațiul extraterestru. Omenirea este condamnată să nu poată intra în contact cu alte civilizații, dar este atent supravegheată de acestea. Suntem observați și monitorizați precum animalele dintr-o grădină zoologică. Nu știm dacă scopul este unul științific sau pur și simplu reprezintă un agrement extrem de inteligent. Paznicii noștri știu că, într-o bună zi, cel mai deștept dintre exponate va dori să iasă din cușca în care este închis și atunci dilema cea mai mare pentru ei va fi dacă el trebuie lăsat sau nu. Deocamdată suntem nevoiți să trăim în închisoarea noastră cu toate problemele pe care le înfruntăm, cu religiile noastre și cu diferentele noastre politice care mai devreme sau mai târziu vor naște din nou războaie. Probabil că doar atunci când omul va fi pregătit pentru cunoașterea adevărului absolut, va fi lăsat să iasă din această închisoare magică pe care o cunoaștem sub numele de Terra. Clubul galactic, format din civilizațiile avansate existente în univers, ne supraveghează atent evoluția și doar în clipa în care inteligența omului va deveni suficient de matură, porțile grădinii zoologice se vor deschide larg.